ce poate fi mai frumos decât copilăria, indiferent de cum este viața cu dungi albe, cu dungi negre, dar copilăria este oricând frumoasă. Așa a fost și copilăria mea. Eu sunt dintr-un sat de pe malul Prutului, chiar de pe malul Prutului, și atât de aproape de satul de vis-a-vis, încât atunci când cei din Liveni, de partea cealaltă de Prut, vorbeau ceva puțin mai tare, noi auzeam și la fel eram auziți și noi. Deci eu zic că Prutul pentru mine personal, deși știm cu toții că este, mai este încă, deocamdată, un râu de hotar, eu totuși am zis că Prutul pentru mine a fost profesorul meu de limba română, pentru că mi-am dat seama că nu este un râu care ne desparte, ci un râu care ne apropie. Dar dacă doriți cumva să aflați șotii pe care le-am făcut în copilărie, îmi pare rău, dar nu pot să vă spun, și îmi pare rău că eu am fost, din păcate, un copil prea cu minte. Și azi îmi zic că copilăria fără pozne, fără niște șotii, dar bine, am în vedere șotii frumoase, nu că iai chibritul și dai foc la casă, Doamne ferește, așa. O copilărie fără șotii este ca o floare fără parfum. Ca o floare fără parfum. De aceea, da, pot să vă spun că, așa cum mai faceți și voi, probabil, ne mai trânteam noi băieții de noi, așa, și s-a întâmplat că eu am fost cel mai tare odată și de teamă că l-am dat la pământ pe un băiețel din mahala noastră. Adversarul, da, așa m-am simțit de prost din cauza asta, încât am stat ascuns o jumătate de zi în râpa din fundul grădinii noastre și tocmai abia seara, când mama a zis, Vasilică, da, îmi ziceau Vasilică, Vasilică, vino că mămăliga-i gata, ei, n-am putut să refuz și nu-i bine să te ascunzi când mămăliga-i gata, da. Da. Multe, multe amintiri, dar cel mai important este că vârsta copilăriei este vârsta când ești cu părinții împreună, cu frații, cu surorile. Și ar trebui să spuneți ce doriți să știți despre mine, pentru că eu, dacă stau așa neîntrebat ce ați dori să aflați, atunci chiar mi se pare că eu nu știu nimic despre mine. Mi se pare că nici nu mă cunosc bine și, într-o anumită măsură, cred că chiar așa și este. Știți cum e viața noastră, întotdeauna ceilalți te cunosc mai bine decât te cunoști tu însuți. Așa, dar este bine vorba filozofului, cunoaște-te pe tine însuți. Și ceea ce pot să vă spun, dumneavoastră știți, îmi plac oamenii, îmi plac oamenii de omenie, nu-mi place minciuna, categoric, nu-mi place. Îmi place să mă aflu într-o bibliotecă, îmi place să fiu înconjurat de cărți, îmi place să citesc, pentru că, de fapt, sunt un cititor non-stop și eu cred că, așa, am scris și într-o poezie dedicată unui poet drag mie, Emilian Gălan Cupăun, că nu este bine ca poetul să aibă mai multe cărți decât cititori. Dar cititorul se câștigă așa, printr-o luptă cu sine însuși a scriitorului. Știți, e ceva despre mine, dar și despre noi toți, că avem nevoie de carte, avem nevoie de carte, mai cu seamă în aceste vremuri tulburi, avem nevoie de carte, eu zic, și asta este un refren al meu pe care îl spun la întâlnirile mele, că dacă ai carte
știi să-ți alegi singur drumul pe care să mergi și să ajungi acolo unde vrei tu să ajungi. Dacă nu ai carte, alții te iau de mânuță, așa, și te duc pe alt drum decât cel pe care ți l-ai alege tu și, evident, ajungi în altă parte decât acolo unde ți-ai dorit tu să ajungi. Lucrul ăsta, voi sunteți mari, în ce clasă sunteți? 8-a, 10-a, 12-a. Începând de la 5-a, 12-a. Așa. Toți. Și ăștia micuți reprezentanți. Și ăștia mici sunt cei mai mari. Cei mici sunt cei mai mari. Pentru că timpurile în care trăim sunt, am mai zis, tulburi, așa, și vedem în jurul nostru multă lume care este gata să te ia de mână și să te ducă nu în altă parte, dar direct în prăpastie. Așa. Avem nevoie de carte, să deschidem bine ochii, să ne dăm seama cine suntem, ce se întâmplă cu noi și ce vrem noi de la această viață. Să ne amintim și de copilăria noastră. Am vrea, stimate maestre, să vă adresăm următoarea întrebare. Suntem curioși să aflăm, și în special micuții care stau în preajma dumneavoastră, să aflăm mai multe despre copilul Vasile, Vasilică, sau cum vă dezmierda mama. Eu întotdeauna consider că cele mai frumoase amintiri pe care le poate avea un om sunt cei 7 ani de acasă, anii de bibliotecă și anii de școală. Eu am avut noroc de dascări, de învățători, de profesori foarte și foarte buni, atât în sat cât și pe urmă. După 8 ani de zile am făcut școala medie, cum era pe atunci, cum ar veni azi liceul, în orașul Viedineț. Și am avut niște profesori excepționali. În școală, da, îmi plăcea foarte mult literatura, am participat la olimpiade literare, republicane, și premii de tot felul la olimpiadele republicane pe când eram elev, dar nu asta contează, nici premiile și nici alte lucruri de genul ăsta. Contează faptul că profesorii se străduiau să ne spună că ceea ce învățăm nu trebuie să învățăm lucruri pe de rost pe care le spunem la școală și a doua zi le uităm, trebuie să fim atenți la lucrurile esențiale care ne dirijează corect în viață. Profesorul meu cel mai drag în școală a fost profesorul de fizică. Îmi plăcea foarte mult astronomia în școală, dar fizica era obiectul pe care, da, citeam temele la fizică așa cum aș citi un poem. Îmi plăcea să rezolv probleme la nesfârșit. Și ce profesor de fizică aveam noi. Cine a văzut vreodată, cine a văzut, pui să nu-și iubească mama care l-a crescut, cântec să nu-i placă frunza care l-a doilit. Cine a auzit vreodată, cine a auzit, la la la, la la la, la 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 la. Fără soare, fără soare, nimenea nu crește mare. Ia, 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 ia. Nici fata, nici băiețelul, nici pisica, nici cățelul. Ia, 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 nu crește iarba, moșului nu-i crește barba. Ia, 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 ia. Și nu crezi dacă mă crezi, nici cornițele la ies. Ia, 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 ia. Fără
este mare, da? Soare uriașul ar fi doar cățânțărașul. Ia, 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 ia. Vânturul cât o rățușcă, pe bimoiul cât o muscă. Ia, 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 ia. Cât un șoricel cămină, cum să nu te apuce mila. Ia, 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 ia. Fără soare, fără soare, nimenea nu crește mare. Nimenea nu crește mare, da? Fără soare, fără soare, nimenea nu crește mare. Nimenea nu crește mare, da? Încă mai mare crește. Ce comoară e, se știe. Bunătatea, omenie, dor, curat, prietenie, vorbă, faptă, prietenie. Mai exact, acestea toate într-un suflet adunate. Pufăie hogeaguri, suflă-n cer inele, tuc-tuc, fug-n goană, vânturi, vânturele. Pot să semeni casă cu-n trenuț în toate, doar atât ți-aș cere, ca să nu-ți pui roate, ca să nu ai roate, să ai rădăcină, pe pământul țării veșnic să te țină. Florile din tei, ție-ți seamănă în țară ca parfum de primăvară și repentă în dulce grai versul marelui Mihai. Tot alfabetul, nu ușor, vă spun cinstit, dar am vrut și am reușit. Și de când știu să citesc, uite ce fetiță cresc. Mai puternică sunt, știu acum de cât pot să scriu. Și ce lucru minunat! Numele m-a ajutat, simplă e istoria, mă numesc Victoria, hanică-s frumoasă și victorioasă. Aflați că-s ochii colorați, roșu, galben, verde, toate cele vede. Ochiul roșu când clipește, lumea se oprește, oricât te-ai grăbi de tare, nu treci strada, ai răbdare. Ochiul galben te privește, ștregărește, stai o clipă, băiețică, și o să treci fără de frică. Ochiul verde se trezește, uriașul te poftește. Hai, fetițe, hai, băieți, acum treceți dacă vreți. Uriașul mi-a plăcut, am trecut, nu m-ați văzut. Strada singur, singurel, m-am apropiat de el, întrebându-l fără teamă. Nene, cum te cheamă? M-a privit, mi-a zâmbit, binevoitor, eu sunt nenea semafor. Floare de tristețe, floarea de noroc, Doamne, cum încape viața noastră toată, între două foarte posibil să fie chiar mai multe. Nu știu dacă știți, dar dumneavoastră aveți peste 500 de poezii. Dacă ce?
Nu știu dacă știți, dar aveți peste 500 de poezii scrise. Nu știu, nu contabilizez, dacă am peste 500, poate că e, nu știu, dacă neapărat este un lucru bun, poate că e un lucru prost și între ele probabil că unele ar trebui ascunse și ascunse. Câteva dintre ele sunt La mijloc de codru, care este o meditație despre singurătate și conexiune profundă, scrie Isoare către fiul meu, o poezie emoțională în care poetul își exprimă speranțele și grijile pentru fiul acestuia, Toamna în sat reflectă schimbările aduse de toamnă în viața rurală cu bogății sezoniere. Tatălui este o poezie care vorbește și reflectă admirația profundă către figura paternă. Dumneavoastră aveți volume de cărți, ați debutat în 1974 cu Genealogie, iar cea mai recentă este Dumnezeu nu-ți ține niciodată telefonul închis, din 2022. Iar cărți pentru copii aveți scris în total 32 de cărți. Mulțumesc, iată, apun și eu câte ceva despre mine și mulțumesc. Mulțumesc, da. Da, pentru copii am scris, am început să scriu pentru copii, că am multe cărți pentru copii, în așteptarea venirii pe lume a fiului meu, Florin. Și atunci, zic, până se naște fiul meu, eu o să scriu o carte specială pentru el, să am să-i spun niște lucruri speciale numai lui. De atunci, și eu cred că este un lucru bun, toate cărțile mele pentru copii sunt scrise ca pentru copilul meu. Este vreun alt plai, câte să nu-i placă frunza care l-a doinit. Cine a auzit vreodată, cine a auzit? La la la, la la la, la 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 la. Apropo, sunt discipolii elevii doamnei Taisia Garaba. Așa, care i-a pregătit neobositele noastre doamne învățătoare și doamna Ludmila, diacon, profesor de educație muzicală. Toți știu poezii. Numai că nu ne-am permis să rupem timpul. Să avem un cadru. Așa este. În cel mai sacru spațiu al instituției noastre, biblioteca, ce găzduiește cu multă dragoste cartea și cele mai potrivite cuvinte ale limbii. Nu pot cu această ocazie să nu dau citire, dragi elevi, unia dintre cele mai potrivite din creațiile poetului Vasile Romanciuc, care vorbește despre biblioteci, bibliotecile. Aici vine sufletul să se bucure, gândul să muncească, vederea să împrumute lumină. Aici, în această oază, împuținând deșertul și deșertăciunea, înmulțind iubirea, speranțele. Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, dar este. Timpul din lăuntrul unei biblioteci este altul decât cel din afara ei. Aici, într-o zi, crești cât alții din afară într-un an, într-un veac, într-o viață. Aici este tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Eu mă bucur că ne-am întrunit aici la un cuvânt de meditație în postul mare, fiindcă noi totdeauna mergem pe drumul acesta de la noi spre noi. Și astăzi vom încerca să răspundem la o întrebare frumoasă, dar care totodată este și durută. Câtă poezie a mai rămas în sufletul nostru, câtă poezie a mai rămas între noi și câtă poezie știm să
ducem cu noi din moștenirea părinților, câtă poezie știm să dăruim și noi altora, căci mult pătimitul nostru neam, cu părere de rău, s-a împrăștiat în lumea mare. S-a împrăștiat neamul nostru, cert că nu pentru ca să caute poezie dincolo de hotarele Republicii Moldova, dincolo de hotarele neamului românesc din care facem parte. Să duc oamenii noștri, adică să duc bărbații noștri în Italia, în Franța, în Moscova și în alte părți și își uită pe acolo soțiile, își uită pe acolo copiii, se duc femeile noastre pe acolo și își uită bărbaților pe acolo, își uită copiilor, ceea ce este cel mai dureros. Și cel mai grav, dragii mei, ca să vorbim în limba poetului Vasile Romanciuc, își vând acolo sufletul lor. Și din motivul acesta noi ne-am adunat aici acasă, da, într-o bibliotecă. Ne cerem scuză, nu avem o sală de festivități. Dar asta să știți realitatea. Că place mai mult bibliotecă decât o sală de festivități. Ne simțim într-un cadru intim, așa? Eu sper că noi o să compensăm auditoriul cel nostru, noi avem 1100 și ceva acolo de elevi, nu o să vă spun cu exactitate acum, auditoriul care este dincolo de această bibliotecă. Dar asta este invitația noastră la această masă de meditație, la această cină, deci spirituală, pe care noi urmează astăzi să vă o desfășurăm. Odată cu democratizarea societății au rămas bieții noștri profeți, înainte mergători al vieții noastre, liberi și ei, neînghesuiți de nimeni, nici de un partid, dar, cu părere de rău, să știți, și săraci și uitați cu totul. Și din motivul acesta, deci a apărut această idee ca să ne întâlnim împreună cu noi și să însușim lecția de viață pe care a adus-o maestrul împreună cu sine, a adus-o prin cuvânt, că lucrul ăsta putem, clar lucru, să facem și prin cuvântul de acum pe care îl găsim în cărțile sale. Dar este mai frumos să auziți din gura domniei sale ce îl frământă, ce îl preocupă și noi la rândul nostru ne rămâne să vedem în ce măsură ne regăsim în deci, acest vers chinuit, muncit, cu mare sudoare, să știți. Și vă, deci, lecție pentru suflet, un prim poem. O țară, o casă, un grai, atât mi-e de ajuns pentru trai. O țară, o casă, un grai, dar nu orice țară frumoasă, ci țara în care să acasă. O casă în care să-mi vină din liniștea țării lumină. Un grai din născare ales, în țară și în casă înțeles. O țară, o casă, un grai, atât mi-e de ajuns pentru trai. Visez niște zile, visez o idee ce nu-și iese din minți, visez o sabie ce nu-și iese din teacă. Visez un venit ce nu uită să plece, visez un plecat ce nu uită să vină. Visez un suflet fierbinte gândind la rece, visez aerul dulce dintre floare și albină. Frațile mele, astăzi am privilegiu să împărtășesc cu voi o călătorie culturală a frumuseților ce îmbină două medii, poezie și pictura.
Marea de Vasile Romanciuc reprezintă un univers liric care comunică și interacționează cu sufletul uman. Aceasta este mai mult decât un decor, este un personaj și anume un personaj sau mentor spiritual. De asemenea, aceasta aș mai compara-o și cu poezia Varianta Posibilă și mai exact prin versul Mi-ar fi plăcut să fiu cuvânt. Acest lucru m-a îndemnat să găsesc o definiție pentru propria mea identitate. Mi-ar fi plăcut să fiu cuvânt, mi-ar fi plăcut să fiu marea. Este o întâlnire de suflet, întâlnirile cu elevii, cu învățătorii, cu profesorii sunt, cred eu, printre cele mai frumoase pe care le poate avea un scriitor și ceea ce am văzut, ceea ce am auzit astăzi aici, mă convinge încă o dată că avem o școală bună, că avem elevi buni și asta ne dă speranțe pentru ziua de mâine. Tocmai spuneam mai devreme că mi se pare că sunt niște elevi foarte buni, foarte frumoși, foarte talentați. M-a impresionat în mod special rostirea curată, frumoasă, românească, ceea ce este un semn că sufletul acestor elevi este unul bogat, este un suflet cultivat de lectori. Am mai fost în Căușeni cu mulți ani în urmă și cred că chiar la acest liceu am fost împreună cu câțiva scriitori din România, din țară, cu Iulian Filip atunci și cu domnul Igor Șarov, care, din câte știu, este chiar absolventul acestui liceu. După părerea mea, această întâlnire cu Vasile Romanciuc a fost una foarte marcantă și sunt de părere că a fost o experiență foarte frumoasă și pentru colegii care se află în această sală cu mine. Am aflat mai multe lucruri noi despre Vasile Romanciuc. Cum ar fi activitățile sale preferate? Este o întâlnire cu un scriitor foarte renumit din Republica Moldova, Vasile Romanciuc. Astăzi am fost prezenți în cadrul acestui eveniment cu câțiva colegi de-ai noștri pe care îi puteți vedea și în sală. Și cred că întâlnirea cu acest mare poet a avut un impact foarte vast asupra liceului, pentru că acești elevi, chiar și eu, am avut norocul să-l întâlnim pe marele poet Vasile Romanciuc, care a promovat mereu dragostea de carte, dragostea de patrie, dragostea de popor și de familie și de părinți. Vasile Romanciuc pentru mine este un poet care își exprimă toate emoțiile, chiar și cele mai mărunte, prin limbajul artistic, prin poezie, prin, chiar dacă pot spune așa, mai gramatic, prin limba română și poezia pe care am citit-o eu personal este Pâinea și am și reprezentat-o printr-un desen. Prin această poezie eu am înțeles că pâinea este, chiar dacă este foarte simplă sau este obiectul și alimentul de bază și este unic, ca și precum orice popor, precum poporul nostru român. Și cam așa. Ce mai cunoști? Ce a scris Vasile Romanciuc? Ce poezii? Ce poezii? Am mai scris de parcă te aude Eminescu, dacă mă greșesc după titlu, și diferite poezii, anume despre diferite lucruri mărunte care sunt unice în care sunt importante în viața omului, dar noi nu le observăm sau ceva de genul. Astăzi, în incinta instituției publice Liceul Teoretic Mihai Eminescu, l-avem în calitate de oaspete de onoare pe unul dintre cei mai bravi bărbați ai neamului românesc, pe marele și dragul nostru poet Vasile Romanciuc, care a venit să ne facă primăvară și mai frumoasă. Și noi l-am așteptat de mult și suntem fericiți că a dat curs invitației noastre.
în sala bibliotecii nu poate atât de încăpătoare, dar care are un suflet mare, a găzduit cei mai unii dintre cei mai luminați și mai îndrăgostiți de limba română elevii instituției și îi vedem până și la ora aceasta, care este una târzie, însetați de cuvântul lui Vasile Alexandri și asta ne bucură enorm și suntem în speranța că ceea ce am pornit nu este în zadar, ba dimpotrivă, este util și pentru sufletelele lor. Suntem onorați astăzi să-l vedem la noi în instituție pe omul pâine, omul frumosului, omul cuvântului. Ne-am dorit cu tot din adinsul ca să-l invităm pentru elevi. Să rămână ca o temelie pentru ei că există în țara aceasta oameni ai cetății, oameni ai cuvântului, oameni ai bunătății, oameni ai limbii române. Încă din 2001 l-am cunoscut pe marele Vasile Romanciuc, atunci când doamna profesor universitar ne-a recitat o poezie și am zis că neapărat câți ani o avea, neapărat voi face ca și elevii din instituție, unde o fi, să savureze din cuvântul lui Vasile Romanciuc și ne-am întrunit toți membrii ședinței Comisiei Metodice Limbă și Comunicare pentru a-l invita. O poezie care îmi place și din anul 2001 este ca un temei, un socul pentru mine, este Note Fugare. Și dacă se poate am să recit Note Fugare. Ne-am născut, trăim, vom muri, conjugați, înjugați, subjugați de verbul a fi. Din însemnările filozofului amatorului, prezentul e trecutul viitorului. În viitor vei ajunge mare, neîntrecut, poleit cu respect, din imperfect mai mult ca perfect. Îmi doresc foarte mult ca elevii să conștientizeze importanța și valoarea zilei de astăzi și să devină din perfecți cum sunt, mai mult ca perfect, cum și-ar dori ei să fie, deși înțeleg că este o greșeală, dar nouă profesorul de română li se permite să mai facă și unele greșeli.